de iubi, cât mai stai afară? Hai să ne uităm și noi la un film, să facem și noi ceva frumos împreună. Bă, da, că n-am mai văzut un film de foarte mult timp și chiar a apărut un film nou pe care chiar vreau să-l văd. Doar de data asta te mai las să alegi filmul, pentru că și data trecută totul l-ai ales. Da, bine. Iubi, mi-e foame, să știi că aș mânca și eu ceva gustărici. La fix, chiar avem o surpriză pentru tine. Mi-ai luat mareti, eu le iau pe cele cu roșii. Perfect, o iau eu pe cea cu legume. Iubire, dar știi de ce mi-aduce mie mareti aminte? Ia spune. Când eram mică și fugeam în pauze la școală să cumpăr mareti. Și care parte îți place mai mult, cea intensă cu mirodenii sau cea delicată coaptă? Păi știi cum e, două laturi ale gustului, ambele gustoase. Totuși cred că îmi place mai mult partea intensă. Bă, mie îmi place partea coaptă. Ador faptul că și-au păstrat gustul din copilărie. Da, și-a păstrat gustul în timp și mi-aduc aminte prin fiecare mușcătură de copilărie. Eu zic să-i provocăm pe toți cei care ne urmăresc să răspundă și ei la dilema Mareti și să ne spună de care parte a gustului sunt. Postați și voi un răspuns la dilema Mareti folosind hashtag-ul dilema Mareti. Scuze! Ia asta e. Aveți cumva Mareti? N-am nimic, nu ascund nicio pungă de Mareti la spate. Chiar vreau să împart cu tine. Hai, bine fie. Da, eu am cu roșii și îți dau din ale mele pentru că Alex sigur nu o să-ți dea din ale lui cu legume, deci... Hai, dăm și mie. Tu știi că ne cumpărau mamele noastre când eram mici. Alea cu roșii erau chiar preferatele mele, mai ții minte? Poftim, iau-o pe toată. Clar îmi place partea intensă cu mirodenii.